Oamenii mei aproape de tine! Bun regăsit tuturor la o nouă emisiune specială, Oameni mai aproape de tine. De ce spun specială? Pentru că invitatul meu din această seară este îmbrăcat în uniformă militară, dar nu este o uniformă a Ministerului Afacerilor Interne, și o uniformă a Ministerului Apărării Naționale. Doamnelor și domnilor, îl salut pe locotenentul Colonel Dorel Râșcu, șeful Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Caraș Severin. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua dumneavoastră și cetățenilor municipiului Reșița. Și nu numai ai municipiului Reșița, putem fi urmăriți oriunde în județul Caraș Severin și bineînțeles în lume pentru că discuția noastră este difuzată de la această oră și pe pagina noastră de internet www.radioreșița.ro Cred că toată lumea poate anticipa Motivul pentru care v-am invitat astăzi să fiți alături de toți cei care ne urmăresc. Mai sunt câteva zile și sărbătorim cu toții, toți cei care simțim românește, sărbătorim Ziua Națională a României. O sărbătoare care s-ar putea ca la nivel național să nu fie cu mare fast, dar totuși este sărbătoarea noastră a tuturor. Da, aveți perfectă dreptate. Este sărbătoarea noastră, Ziua Națională a României și trebuie să. și trebuie să facem în așa fel încât să omagiem această zi. Contextul național și mai ales contextul internațional este unul dificil. Totuși, e ziua națională a României, 1 decembrie 1918, zi cu mare încărcătură istorică. Armata ca și celelalte structuri, vorbim aici despre MAI, că până la urmă tot la MAI o să ne întoarcem în cadrul discuției noastre se implică și s-a implicat de-a lungul istoriei în viața românilor a tuturor. Da, și pot să vă spun că la Reșița, ca de fiecare dată, militarii și cetățenii acestui municipiu își vor da întâlnire în piața 1 decembrie 1918 pentru a-și exprima dragostea față de patrie, față de unitatea națională, independență și, de ce nu, integritate națională și pot spune încă o dată că și, de a, și, în această zi simbolurile naționale precum stema țării, drapelul, imnul național îi, va uni pe cetățenii, îi vor uni pe cetățenii municipiului Reșița cu ceilalți cetățeni din țară și de pretutineri. Mă refer la români. Ați amintit despre aceste simboluri? Cu siguranță în aceste zile drapelul este probabil cel mai căutat articol nu prin magazine. Așa se întâmplă de fiecare dată cu câteva zile înainte de sărbătoare. Sperăm ca și în Caraș-Severin acesta să fie arborat la casele cetățenilor, la sediile instituțiilor, de altfel acolo îl întâlnim pe tot parcursul anului. Și în centrul civic al municipiului Reșița vor flutura stegulețe, vor flutura drapelul tricolor. Noi cei de la Radio România Reșița, ca de fiecare dată, ne vom implica și vom ajuta cetățenii să intre în posesia drapelului. Avem la dispoziție 5.000 de stegulețe pe care le vom împărți și în unitățile școlare și cetățenilor care vor fi prezenți la paradă. Dar haideți să ne întoarcem la paradă, să vorbim înainte, că era, eu știu, perimată discuția noastră dacă am fi făcut-o după ce se derulează tot acest ceremonial. Tocmai din acest motiv vă anunțăm pe cetățeni că, da, în Reșița, marți, pe 1 decembrie, va fi organizată o ceremonie. V-am invitat pe dumneavoastră, deși la această ceremonie nu vor participa forțe ale armatei. Da, într-adevăr, la această ceremonie nu vor participa forțele ale armatei, dar garnizoana Reșița a fost solicitată de către primăria municipiului Reșița să organizeze ceremonialul militar. Și cu această ocazie, personalul Centrului Militar Județean Cara Severin este implicat în acest demers. Și aș putea spune că pe 1 decembrie, începând cu ora 11, se va organiza un ceremonial militar urmat de o paradă militară locală. Ceremonialul va începe cu organizarea dispozitivului și introducerea drapelului de luptă al inspectoratului de jandarmi al județului Cara Severin, după care la ora 11 va fi dat raportul prefectului județului Cara Severin, domnul Nicolae Miu Ceban. Activitatea, sau mai bine zis ceremonialul, se va desfășura conform reglementărilor, deci Va urma salutul, uh, detașamentului de onoare, uh, intonarea imnului național, uh, urmând ca apoi să se o, uh, execute un scurt ceremonial uh, religios de către protopopul municipiului Reșița și un sobor de preoți, ca mai apoi să ascultăm uh, câteva locuțiuni ale reprezentanților administrației locale și județene. Ca mai apoi să organizăm dispozitivul uh, pentru parada militară. Rămâne de văzut local. dacă va fi un scurt ceremonial religios, dar uh, hai să spunem că măcar de ziua națională, uh, inclusiv preotul militar Bănesc că va fi prezent la această ceremonie. Cât despre paradă, bineînțeles că ea este așteptată de cei mici deopotrivă și de cei mari. În centrul civic vor defila, așa cum spuneam, forțe ale Ministerului Afacerilor Interne. Despre cine vorbim? Da, într-adevăr, detașamentul de onoare va fi constituit mai precis din patru plutoane. Un pluton de la Inspectoratul de Jandarmi al Județului Cara Severin, două plutoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Cara Severin, iar în încheiere un pluton de la Inspectoratul Județean de Poliție. Poliția de Frontieră, de această dată, e lipsă la apel? Da, Poliția de Frontieră este lipsă la apel de această dată, dar din motive obiective. Știm cu toții, situația a fost declanșată la nivel național, un plan de acțiune pentru verificarea frontierelor și probabil din acest motiv efectivele sunt comasate la punctele de trecere și nu numai. Așa ca o explicație suplimentară. Vorbiți-ne puțin și despre tehnica de luptă. În Reșița putem vedea și o parte din eu știu, autospecialele cu care acționează aceste forțe din MAI pe care le-ați menționat. Da, vom vedea mai precis 8 autospeciale ale acestor instituții. 8 autospeciale de tonaj mic pentru că știm în piața 1 decembrie 1918 nu avem este o voie zonă să pietonală. Intrăm, Da, este o zonă pietonală și nu avem voie să intrăm cu mașini foarte mari. Eu sunt convins că, totuși, chiar dacă vorbim despre 8 autospeciale, probabil mașini de poliție sau mașini de pompieri, ale jandarmilor, da, da. ele vor fi apreciate de publicul în general. Ne întoarcem puțin așa la simboluri, la drapel. Ce-i sfătuiți dumneavoastră pe cetățeni să facă chiar de luni, de Ziua Sfântului Andrei? ce aș putea să-i sfătuiesc? Ca toți acei cetățeni care au în casă un drapel să îl arboreze acolo unde pot ca să fie vizualizat de toți cetățenii municipiului Reșița. Reamintim simboluri simbolul celor trei culori, roșu, sângele, nu, vărsat. Da. Galbenul, Recoltele mănoase și albastru cerul senin al patriei noastre. Care semnifică, de fapt, și libertate. Aveți perfectă dreptate. Da. Așadar, reținem luni, marți, de fapt, marți, pe 1 decembrie, începând cu ora 11, ceremonie militar-religioasă în centrul municipiului. Reșița. Am înțeles că vor fi ceremonii și în Caransebeș, dar încă nu am aflat detalii despre aceste amănunte. Domnule locotenent colonel Dorel Rășcu, ultima discuție pe care am purtat-o noi a fost exact în urmă cu o lună. De ce? În urmă cu o lună, 25 octombrie? 25 octombrie știm cu toții că a fost ziua armatei a forțelor militare române. E bine, da? atunci, timp de o săptămână ați desfășurat mai multe acțiuni. Știm cu toții, în Caraș-Severin armata e cu noi, dar nu prea mai e. Avem însă alături de noi mulți veterani, avem militari în retragere. În retragere, în rezervă. În rezervă. Ați avut mai multe întâlniri și cu acești militari care nu mai sunt activi dar și cu generația care s-ar putea să fie interesată să îmbrace uniforma militară. Da, într-adevăr, mai precis aș putea spune că reprezentanții Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Cara Severin, începând cu 1 octombrie, au demarat campania de promovare a profesiei militare și a instituțiilor militare de învățământ în instituțiile civile de învățământ. Deci, am uh, intrat, putem spune, în uh, aproximativ toate liceele din uh, județul uh, Caraș-Severin. A fost așa o ofensivă a militarilor, uh, intrați în școlile civile pentru a le vorbi despre școlile militare. Da, într adevăr, dar uh, noi de fapt venim să le oferim o alternativă. Pentru că știm, toți acești tineri se află într-un moment crucial, al acel, acela al alegerii carierei în viață. Și automat căutăm să le oferim o alternativă la ceea ce aud în media și văd în viața de zi cu zi. Dacă am ajuns, dacă am ajuns la această discuție, haideți să vorbim așa direct pentru cei care ne urmăresc, pentru părinți și pentru tineri tinerii din clasa 8, în special tinerii din clasa 12, uh, și facem comparația mea ei mea-pene. Uh, la mea ei cel puțin în județul caraș severin există o problemă privind uh, recrutarea candidaților. Nu e o problemă de acest an, de anul trecut sau de acum 5 ani, e o problemă, să zicem, de mentalitate. Uh, există o criză. Mă uh, aduc aminte, de exemplu, în acest an, la poliție, la Academia de Poliție, a intrat un singur candidat din județul Caraș-Severin. Uh, și nici nu au fost foarte mulți interesați care să fi uh, mers la examen. La fel se întâmplă și când vorbim despre jandarmerie, la fel se întâmplă și când vorbim despre uh, pompieri. Cum e situația la mea MAPN? Și n ar strica, să spunem, avantaje, dezavantajele acestei cariere Dezavantajele le vedem dacă ne uităm la televizor, sunt dezavantaje, mai ales în această perioadă. Da, sunt și dezavantaje, dar sunt și o serie de avantaje pe care, cum am spus, tinerii trebuie să le conștientizeze, conștientizeze și să aleagă acea carieră care îl prinde cel mai bine. Și. Aș putea să vă spun că în ultimii ani și noi am avut probleme privind recrutarea candidaților pentru profesia militară, respectiv pentru instituțiile militare. Dar vă pot spune că aceste, să le spunem, dezavantaje sau acest interes redus, de fapt, se datorează mai precis etapelor pe care trebuie să le parcurgă acești tineri, etapelor în special de selecție. Pentru că acești tineri care vor să intre în instituțiile militare de învățământ, pe lângă faptul că trebuie să și întocmească un dosar de candidat la Centrul Militar Județean Caraș-Severin, trebuie să parcurgă anumite etape de selecție la Centrul Zonal de Selecție și Orientare al Iulia. Și aici mă refer la etape uh, de selecție din punct de vedere psihologic, respectiv din punct de vedere sportiv. Aceste, să zicem, această etapă de selecție nu este foarte ușoară, dar nici foarte grea. Pentru un tânăr care chiar își dorește să intre în acest sistem și care se pregătește pentru a trece de aceste etape, este ușor. Dar pentru un tânăr care nu s-a pregătit sau și-a dat seama că ar fi o oportunitate, dar prea târziu și n-a avut timp să pregătească, această etapă de selecție este destul de dificilă. Dacă un tânăr sau părinții acestuia ar fi să gândească așa pe termen lung, mă pregătesc, ok, am o serie de avantaje, Multe avantaje. Școlarizare gratuită, ai totul la dispoziție, de la uniformă până la periuța de dinți, uh, unități de învățământ de elită, asta doar dacă e să analizăm acolo gradul de. Da, într-adevăr, cum spuneți. Deci, uh, odată ei au cazare, masă, echipament, rechizite, uh, manuale, totul gratuit dar lucrul cel mai important pe care îl oferă Ministerul Apărării Naționale la finalizarea studiilor, pe lângă acea diplomă de licență, este un loc de muncă în cadrul Ministerului. Aici. Ca ofițer, respectiv ca maestru militar în Ministerul Apărării Naționale. Aici vreau să ajung. S-ar putea ca cei din Caraș Severin să fie mai legați de glie, că tot vorbim despre simboluri, nu? Să plec eu de acasă, pentru că în Caraș-Severin nu prea, nu prea mai au unde să activeze ca ofițeri sau ca subofițeri în Armata României. Da, există o eficiență a bănățenilor de a pleca din zonă. Glia strămoșească. Da. Dar în ultimul timp au luat această hotărâre și cu pași mai mărunți părăsesc zona pentru a se instrui sau a lucra în alte județe din alte implicații, alte subiecte nu știu dacă e momentul să le abordăm în uh, întâlnirea noastră. Da, cei care vor să plece se gândesc uh, ce să mai fac în Caraș-Severin pentru că nu sunt prea multe oportunități. Uh, hai să mergem înspre Craiova, hai să mergem înspre Arad să mergem înspre Timișoara uh, unde sunt uh, forțe ale armatei române inclusiv, nu? Da, da. Avem unități uh, militare și la Timișoara și la Arad. Deci tinerii care vor îmbrățișa profesia militară au unități unde să își desfășoare activitatea ca și ofițer, respectiv ca maestru militar și de ce nu ca soldat gradat profesionist. Pentru că o altă categorie pentru care recrutăm candidații este categoria de gradat soldat gradat profesionist. Chiar în aceste zile, în această perioadă, ce se întâmplă la biroul pe care îl conduceți dumneavoastră? Aveți vizite, întocmiți dosare, vă întâlniți cu tinerii, cu părinții, ce faceți? Da, majoritatea colegilor pe care i-am în birou sunt în activități, sunt implicați în activități de promovare, iar cei care nu sunt pe teren primesc acești tineri la centru militar, în sala de consiliere, acești tineri, bineînțeles, însoțiți de părinți, dacă ne referim la tinerii, care sunt, la elevii care sunt în clasa 8 -a, pentru că sunt minori, automat sunt însoțiți de părinți. Dar cei de clasa 2, 11-a, fiind chiar singuri, fără părinți și încearcă să afle etapele pe care trebuie să le parcurgă în ceea ce constă un dosar și când trebuie să-și îl întocmească? Este timp suficient? Da, este timp suficient în momentul de față, dar ținând cont că profesia militară este o profesie vocațională, etapa de întocmire a dosarului de candidat este mult devansată față de instituțiile civile de învățământ. Deci, noi, undeva, să zicem. Pe la sfârșitul lunii mai de, încheiem această etapă de întocmire a dosarelor de candidat. Am putea spune că sunt două tipuri de recrutări, două tipuri mari. Vă adresați, așa cum spuneam, elevilor din clasele terminale de liceu și elevilor din clasele terminale de gimnaziu, respectiv clasele a 7 și a 8. A 11-a și a 12 -a. Există o diferență de percepție dintre uh, acești adolescenți, acești tineri. Unii urmează să meargă la colegii dacă vor, alții urmează să meargă la alte instituții de învățământ, uh, fie școli militare, nu, fie academie. Da. Academii. E, cum percep ei? Uh, vă întreb pe dumneavoastră și apoi da, da. am să vă spun și uh, cum am văzut eu uh, percepția. Uh... Chiar în săptămâna care s-a încheiat pot să vă spun că am fost în rândul elevilor de clasa a 12, respectiv de clasa a 8, -a, atât de la Colegiul Național Mircea Eliade, cât și în cadrul, în cadrul Colegiului Național Traian Lalescu. Din Reșița. Da, din Reșița, am <coughs> două instituții fiind în Reșița. Și, într-adevăr, există o diferență de percepție dintre elevul de clasa 8 -a, respectiv elevul de clasa 12 -a. Elevul de clasa 12 este mai matur în gândire, pune întrebări foarte interesante și punctuale. În schimb, elevul de clasa 8 -a vorbește la general vorbește nu punctual. Îl interesează, de exemplu, programul de dimineață. Dacă trebuie să-și facă patul. Trebuie să-și facă patul. Dacă trebuie <coughs> să meargă la înviorare. Trebuie. În schimb, da, trebuie. trebuie. În schimb, elevul de clasa 12 -a întreabă cum sunt organizate laboratoarele, cum sunt văzuți tinerii Studenți militari în locațiile respective, adică în orașele unde uh, Academia are sediu, uh, ce vor face la terminarea studiilor? Dacă vor pleca în teatru de operații, dacă sunt obligați, dacă... Cât este salariul de încadrare? Cât este salariul de încadrare? Uh, chiar uh, la traian la Lesco mi-a fost pus o întrebare bun, bun. Uh, Mergem uh, la Sibiu, că era vorba de Academia Forțelor Terestre, mă repartizează la București. Eu acolo nu am uh, casă. Unde voi sta? Voi sta în unitate și am explicat că Ministerul uh, le asigură apartament de serviciu în situația în care nu are posibilitatea, vor primi o compensație de chirie de 50% din salariul de încadrare. Automat au făcut calcule să vadă cam cât reprezintă uh, această sumă, și, uh, cum v-am spus, au fost încântați de aceste avantaje. Da, n-au fost speriați și de o uh, eventuală trimitere în teatrele de război? Nu, nu, n-au fost. Le-am povestit, unii dintre ei uh, au discutat cu acești militari pentru că vorbeam de activitățile premergătoare zilei Armatei României, la evenimentul Armata României în școli am avut militari care au fost în teatrele de operație. Chiar am avut pe domnișoara capitan Iuga de la batalionul 382 de artilerie Lugoj și le-a explicat cum este în teatru de operații și care sunt, eu știu, activitățile periculoase sau efectele. Au înțeles, dar mai presus au înțeles că trebuie să-și facă datoria față de patrie, față de drapel, față de uh, însemnele, simbolurile acestui stat și au perceput, uh, cum vă spuneam, că soldatul sau militarul român este foarte apreciat în teatrele de operații. Atât de, eu știu, de uh, cetățenii din țara respectivă, cât și de militarii altor state. Da, e o gândire matură a celor de 17-18 ani, deși lumea în general spune că ei nu sunt deloc maturi. Eu, într-o astfel de acțiune a dumneavoastră armată în școli, m-am întâlnit, am vorbit cu elevii de gimnaziu de la Diaconovic, știți, dacă mi-aduc aminte, erau extrem de încântați că au putut să tragă cu o pușcă automată adevărată. Bine, nu avea gloanțe, dar nu, nu conta asta. Ei puteau să-și imagineze că sunt și gloanțele acolo. Da, aveți perfectă <coughs> dreptate. Faptul că pun mâna pe o armă, pe un aparat, îi entuziasmează pe acești tineri. Pentru că n-au avut niciodată șansa de a pune mâna pe o armă. Dar unii s-au și speriat cu ocazia asta. Au văzut că este grea, că este dificil de mânuit dar le-am explicat că odată cu trecerea timpului și cu activitățile pe care le fac în cadrul instituțiilor militare de învățământ, acest lucru nu va părea dificil. Așadar, toți cei care sunt interesați de cariera militară pot să vă contacteze, pot să vină la Centrul Militar Județean din Reșița, de pe strada Sportului. Cu siguranță vor afla mai multe amănunte. Despre specializările care sunt scoase la concurs, nu despre instituțiile de învățământ cu profil militar? Da, în general ei află toate aceste lucruri de la noi, în special când vom primi planul de școlarizare pentru perioada următoare. Ei trebuie să știe că există aceste instituții militare de învățământ că sunt, de exemplu, trei colegii naționale militare, la Alba Iulia, la Breaza și la Câmpul Lung, că Ministerul Apărării Naționale are cinci instituții de învățământ superior. Academia Forțelor Terestre, Academia Forțelor Aeriene, Academia Forțelor Navale, Academia Tehnică Militară și Institutul Medico-Militar. Și pe deasupra mai are și trei instituții de învățământ postliceale, adică școala militară de maestri militari și subofițeri a forțelor terestre, respectiv a forțelor aeriene și școala militară de maestri militari a forțelor navale. De asemenea, un lucru pe care uh, trebuie să-l știe tinerii noștri care au împlinit vârsta de 18 ani, tineri care se află de altfel în baza noastră de date că la împlinirea vârstei de 18 ani trebuie în termen de 6 luni să se prezinte la centrele militare județene pentru a fi luați în evidență. Mă refer la tinerii băieți aici. Domnule colonel, trebuie să încheiem discuția noastră. spuneați la un moment dat că trebuie să ne facem datoria față de țară. Cum poate un cetățean român obișnuit, care nu este interesat uh, să activeze în mea cum poate să-și facă datoria față de țară? În primul rând, uh, să respecte simbolurile. Să respecte legile? Să respecte legile, să respecte cetățenii din comunitatea respectivă și să își vadă de lucru, să zicem, de studii, să obțină calificative cât mai bune pentru ca țara noastră să prospere, putem spune. E o concluzie la care e, trebuie cu toții să reflectăm. Doamnelor, domnilor, e, ne dăm întâlnire, vă dăm întâlnire marți, pe 1 decembrie, în centrul municipiului Reșița, Garnizoana Reșița, Primăria Municipiului Reșița, Prefectura Județului Caraș-Severin organizează și în acest an, de Ziua Națională a României, o ceremonie militar-religioasă uh, în centrul uh, orașului. Dumneavoastră, domnule locotenent, colonel Dorel Râșcu, vă mulțumesc tare mult. Succes în recrutarea viitorilor militari și ne întâlnim în centru. Da. La revedere. Vă zi bune tuturor! Oamenii mei, aproape de tine!